Despre fericire vorbim acum, dragii mei. Suntem în legătură directă cu ultima mică pe săptămâna asta. Mâine avem marea finală, ultima șansă la calificare, precum ieri o Portugalia. Hai să vedem ce s-a mai strâns pe A1.ro. Sigur că încheiem astăzi, punem lacăt. Ia uite-o pe Marlen. Ia să vedem. Marlen, poză la sală. La sală, în blugi, ar spune antrenorul meu. Păi da, că și-a făcut shooting de ăsta. Wow. Cu patrate. Stai, abdomen de mămică? E profi. 39 de ani, stai cu minte. Gătit fitness, olelei. Vezi că la 39 de ani, dacă ai abdomen, tu nu l-ai nici acum. Dacă l-ai după naștere așa, e ori o obsesie, ori te-a dăruit. Păi... ai patrate? Ce nu te-am văzut? Nu vreau să zic ce am auzit. Da, spune-mi, te rog, mai ai cel lămburic? Am încercat de vreo două ori, dar nu stătea niciodată. Nu-l mai pune. Nu-l mai, păi l-am pus în liceu. În liceu? Da. Ieri am avut o mămică ce și-a desenat la 13 ani o pumă lângă savană și a zis că și acum regretă, dar n-are cum ce să o transforme. Hai să vedem pentru astăzi ce au ales colegii mei. Pe Alexandra Popa este altul. Noi azi poza e cu filtre din astea, da. Filtre cu pistrui. Ea nu are atâtea alunițe în realitate, am verificat-o și prin video call. Alexandra este mai tinerică între mămicile pe care le-am nimerit săptămâna asta, are 26 de ani. Bună dimineața! Bună dimineața! Sărmână, Alexandra, în ce oraș ești? Sunt din Buzău. Perfect! Câți copii ai? Unul și suficient, zic eu. Mulțumim, nu mai zici așa, că nu ai auzit. Ați auzit cu cât ne-am împuținat sau ne-am împuțit? Cu cât? A zis domnul Câțu, ci că suntem cu niște 10 mii. Am pierdut vreo 5-10 mii de... Păi eu mi-am făcut datoria, mistrețe! A unul ajunge? Trebuie să mă fac și eu. A, târziu. Deci unul și bun. Unul și bun. Cât are? Are 2 ani și 10 luni. Deci ne-am mobilizat de vreme, cum se zice. Da, am vrut să fiu o mămică tânără, așa și modernă, să nu am o mentalitate învechită. E băiat sau fată? Este băiat. Se și aude. Se și aude, da. E constructor? Am auzit că mută lucruri, scule. Face de toate. Am înțeles. Aveți noroc și de curticică sau stați la bloc? Mami, puțină liniște. Încă o dată te rog, Dani, nu am înțeles. Aveți noroc și de curticică sau stați la bloc? Momentan stăm la bloc, dar... avem noroc cu curtea bunicilor. Asta urmează. Mi-am luat ieri o boxă foarte mare, special concepută să acopere zgomotele copiilor. Că doar nu să mai facem petreceri, nu? Când ai copil... Bun. Spune-mi cum e să fii mămică la 24 de ani, nu? Că la 24 ai născut. Da, la 24. Greu, ușor, este... burtă mare, te-ai îngrășat, nu te-ai îngrășat deloc? Din păcate am avut niște probleme în timpul sarcinii. N-a fost tocmai o sarcină plăcută și frumoasă precum o și așteptam, însă Dumnezeu ne-a ajutat și a decurs totul bine. Bineînțeles că au apărut și schimbări, m-am și îngrășat cu vreo 20 de kilograme. Au fost și grețuri, au fost și pofte, au fost de toate, așa, la pachet. Ok, ai dat... nu mai ești grăsuță acum, bănuiesc că... Nu, am slăbit tot 20 kg, acum am 47. Păi vezi, nici așa nu e bine. Că la un moment dat te ridică fitul. Am înțeles, bănuiesc că ești mărunțică, genul ăla. Arată-ne și nouă copilul, poate reușim să-l calmăm, eu cu vocea mea. Uite, hai să-ți arate Dani ce vreau, știi că Dani are o pisică? Ce, la 2 ani așa vorbești copilul? Auzi, a spus de pisica ta. Trebuie să vezi pisica. Trebuie să ne arăți o pisică, Dani. Eventual pe Ramona. Stai, că tu nu ești pisică. Miau. Uite, salut! Salut! Bună, Ramona! Bună, Dani! Cum te cheamă? Cum te cheamă? Hai, spune-mi! Eu, Dani! Cum să nu știu, mama? Tarzan! Nimeni, îl cheamă nimeni! Bun! Păi normal că nu-l cheamă nimeni, că nu vrea să plece! Dragă nimeni, greu faci! Dragă nimeni! A, eu! Îți prezint noua ta bonă! În weekend... Dacă mami are treabă, te va lăsa. Cum?
O să fie tati încântat. A zis că el e un maimuțoi. Și noi. Am grijă, mie îmi place să am grijă de copii. Da, ai altora, du-te de aici. Trebuie să ai și de tati, ți-l dau la pachet să știi. Nu știu de ce, cred mie, că nu e o idee bună. Mie nu mi s-a făcut propunerea asta, dar mă rog, bine. Putem opri alarma asta că simt că... Sigur, du-te și oprește-te, rog frumos, alarma de la ambulanță, da? Și așa mai la doi ani de copil? Deci că e de trimis la grădiniță. Păi e de trimis la grădiniță. La 2 ani? Păi normal, cum păi mânca mucii la 2 ani. Nu e prea mare pe... Salut! Mi se pare super adult copilul tău, nu știu, e... Este crescut așa, da. Mâncat bine, coerent, vorbești cu el ca și cu un om mare, îmi place ideea. Da, ne înțelegem. Al meu sigur o să fie pămpălă, de asta zic. Seamănă pe tasul. Bine! Hai să ne jucăm ceva, poate îl agităm un pic și pe copil. Ești pregătită? Sunt pregătită. Vezi că va fi complicat. Nimic. Hai să vedem cât de repede ne aduci un, o legumă sau un fruct. Imediat. Salut! Mă, știți când am învățat o fetiță să picteze pereții? Da. Și m-a sunat după aia măsa după 4 zile și a zis: mulțumesc, Dani, a pictat toți pereții cu markerul. Cât m-a lăsat singur. O plună. M-am speriat că e avocado, că știu că anul ăsta nu s-a făcut avocado la Buzău. Bun, atenție, atenție. Presupunem că vine ploaia. Hai să vedem cât de repede găsim o umbrelă sau o pelerină. Sau cizme de cauciuc. Mamă, sunt copiii ăștia acum îmbrăcați, i-am văzut. Zici că... Deci au acum niște îmbrăcăminți. De astea zici că-s de Cernobâl. A, mică, mică. Ok, mică, dar așa ce treaba. Bun. Să presupunem că de seară mergeți la ziua cuiva. Hai să vedem dacă îi găsești tăticului o curea sau o cravată. Imediat. Băi, asta îmi place, bă, ea știe tot. Pac. În afară de mămica Der, care a zis: mă pune să caut cravată, că ăsta al meu n-are. Niciuna, niciuna, el are șapcă. Ok, și la nuntă, șapcă. Să știi că n-arăți bine când dai cu un animăluț așa în continuu. Cu cita. Cu cita. Le las să arăt că nu-mi... Ia să vedem. Bun, minunat. Și acum hai să ne gândim și la mama puțin. Hai să vedem cât de repede te descurci să găsești... Vezi că asta e foarte grea. Un ciorap cu bandă sau porjartier. Am o gândire bolnavă, Joia. Trebuie să-mi iau. Obsedeit. Nu ai? Aici greșești tu. Nu. N-ai deloc? Porjartier, clipsul de alea, nu știu cum să le fac. Nici să le pun. Nici eu. Nici să le pun, nici să le dau jos. Nu, adică eu fac gălăgia asta, să-mi spuneți, eu pârâi așa sau Ramona, din păcate? Păi nu, că nu mai ești la vârsta aia. Dar nu mai tăiați Ramona, nu mai vorbim cu ea. Azi n-am fost foarte bun pe sunet, mi-am dat seama azi. Bine, nici pe prezentare, dar măcar... Na. Vedeți? A căutat ceva. Trebuie să am o discuție cu tăticul. Da, nu am găsit chiar ce ceri tu, dar... Este un dres cu o bandă groasă. Sunt bun, știi de ce? Dacă vrei să dai o spargere, trebuie tot timpul să iei la îndemână. Alexandra! Eu zic să mergi la cumpărături astăzi, ia ceva cu bandă sau porjartier. Nu știi niciodată când vorba dănuței, să nu te găsească cu mopul ăla în cap acasă. Sigur am undeva în casă, dar trebuie să răscolesc așa și... Așa e, după copil și astea am înțeles că gata. Am uitat unde le-am pus exact, de când a venit copilul. Te pupăm, ești minunată. Pupăm toate mămicile care au avut curajul ăsta. Nu mai e la modă să faci copii la 23-24 de ani. Și unele încă, uite, duc standardul. E mai sănătos așa, evident, știe toată lumea, dar din cauza planurilor, a calculelor și a dezamăgirilor, nu te apuci și mai lași. Salut, constructore, te pup, să rămână, la revedere. Vă pup. Ciao, ciao. Alexandra Popa. Mâine, dragii mei, imediat după 8:30, 9, nu le trezim la 6 pe mămici, deși unele vin de la distanță, am înțeles, avem calificatele 3 bucăți, am, fai de mine, căutăm, încercăm să facem, să alegem, e foarte greu.